La începutul iernii, în Oltenia s-au înregistrat temperaturi de primăvară de peste 10 grade Celsius. Au urmat în ianuarie câteva zile cu până la minus 15 grade Celsius. Aceste variații afectează ritmul de dezvoltare al culturilor agricole, spun specialiștii. Cele mai sensibile sunt grâul, orzul și rapița de toamnă. Ne-am obișnuit cu iernile blânzi. De câțiva ani de zile avem tot ierni blânzi. Grâul a început să pălească din cauza temperaturilor. Deci a început să fie ars și grâul și orzul. Deci este afectat. N-a fost niciodată așa temperaturi ca acum. Și calde și reci. Acum vin 16 grade și 13 grade sunt astăzi. Vă dați seama că ăștia dăunează, că le minte culturile. Grâul în special, că ăsta s-a pus. Frunzele bazale ale aparatului foliar de la rapița de toamnă s-au îngălbenit și două, trei le putem considera că au dispărut din aparat, din numărul total de frunze, de respectiv 12-16 frunze. În schimb, datorită variațiilor de temperatură la cerealele de toamnă, s-a văzut că pe vârful frunzelor s-a format o porțiune puțin afectată a acestora, dar efectele nu sunt a diminua recolta pentru anul 2016. Și pomii au de suferit de pe urma temperaturilor anormale pentru această perioadă. Aceasta a făcut ca toate speciile de pomi să pornească puțin în vegetație, deci să reia ciclul de vegetație, dar nu într-un mod în care să fie afectate recoltele anului viitor, respectiv recoltele de fructe. Pentru o dezvoltare normală, cerealele de toamnă ar avea nevoie cât mai repede de un strat protector de zăpadă. Meteorologii anunță că până la mijlocul săptămânii în Oltenia vom mai avea parte de temperaturi de primăvară, pentru ca apoi să scadă până la minus 10 grade noaptea. Zăpezile vor reveni în perioada 15-20 ianuarie.